Suntem gata? Da? Ok. Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni. Știu că în ultima săptămână s-au adunat mai multe întrebări referitor la situația energetică din țară. Însă, chiar la începutul acestei conferințe de presă, vreau să vă asigur că guvernul a făcut și face tot posibilul ca să asigure țara cu gaze naturale, electricitate și căldură în fiecare casă. Asta v-am promis și asta facem. În acest sens, vă informez pe scurt despre ultimele evoluții referitoare la situația energetică din țară pentru luna octombrie și apoi vă voi răspunde la toate întrebările dumneavoastră. Ieri, Moldova Gaz a achitat integral avansul pentru luna septembrie către Gazprom. Chiar dacă s-a achitat integral obligațiunile financiare, Moldova Gaz a primit confirmare parțială a volumelor pentru luna octombrie. Din cele aproximativ 8 milioane de metri cubi pe zi, au fost confirmate 5,7 milioane de metri cubi pe zi de gaze naturale. În acest sens, se repetă situația din luna octombrie anul trecut, când livrările au fost limitate cu 30%. Diferența anul acesta comparativ cu anul trecut este că în acest an avem un contract semnat și care trebuie respectat. Noi am spus mereu că ne vom respecta cu bună credință angajamentele contractuale și ne așteptăm ca același lucru să fie făcut de partea cealaltă. Mă refer la Gazprom. În conformitate cu condițiile contractuale cu Gazprom, pentru luna octombrie, curent este prevăzută livrarea către Republica Moldova a 250 milioane de metri cubi de gaze, dintre care 80 de milioane de metri cubi pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului și 170 milioane de metri cubi pentru consumatorii de pe malul stâng al Nistrului. Vreau să fac o remarcă, că volumul pentru malul stâng este mai mare din cauza utilizării gazului de către MGRES pentru producerea energiei electrice. Potrivit contractului cu Gazprom, pentru Moldova Gaz sunt rezervate capacități anuale de tranzit prin Ucraina de 5,7 milioane metri cubi pe zi. Aceste capacități, de fapt, este și ceea ce am menționat mai sus, ceea ce a fost confirmat de Gazprom. Capacități suplimentare urmau să fie rezervate pentru luna octombrie 2022. În rezultat, s-a constatat că Gazprom nu a organizat rezervarea capacităților suplimentare solicitate de Moldova Gaz în mărime de 2,36 milioane metri cubi de zi, sau cele 30% volume de gaz necesare pentru a îndeplini întocmai contractul semnat. În cazul onorării obligațiunilor contractuale de către Gazprom, capacitățile necesare Moldova Gaz pot fi asigurate prin intermediul licitațiilor zilnice. În acest sens, Moldova Gaz, pe 30 septembrie, adică ieri, a expediat în adresa Gazprom solicitarea de a rezerva suplimentar pentru perioada 1-7 octombrie capacități zilnice suplimentare pentru ambele maluri ale Nistrului. Prețul estimat de achiziție a gazului pentru luna octombrie este de 1028 de dolari pentru 1000 de metri cubi, cu peste 40% mai puțin decât pentru luna septembrie. Referitor la livrările de energie electrică pentru luna octombrie, Energocom a semnat următoarele contracte de furnizare a energiei electrice. Pentru 67% a fost semnat un contract cu MGRES la prețul de 62,5 dolari pentru luna octombrie. Pentru 30% din achiziție a fost încheiat un contract cu compania Energoatom din Ucraina la prețul de 77 de dolari pentru perioada de 1-15 octombrie. Pentru 3% din achiziție, aceste 3% se referă la balansarea consumului de vârf atunci când este cel mai mare consum în țară, a fost încheiat un contract cu Ukrhidroenergo la prețul de 132 de dolari pentru perioada 1-15 octombrie. Prețul mediu ponderat a energiei electrice pentru luna august este de aproximativ 68,9 dolari. În această perioadă, mă refer la luna octombrie, nimeni nu va fi deconectat de la gaz sau electricitate.
Continuăm să economisim, să facem rezerve și să ne pregătim de iarnă. Vă informez că Energocom are contractate deja 53,5 milioane metri cubi de gaz în stoc. Săptămâna viitoare, acest gaz va fi depozitat în Ucraina și România. La final, noi, guvernul, va continua să aibă grijă de oameni și împreună, solidari, vom trece cu bine de această iarnă, așa cum am spus-o încă de la începutul lunii august. Eu vă mulțumesc și acum, dacă sunt întrebări, cu mare drag vă răspund. Lyubov Plamădeală, TV8. Domnul Spână, vreau să întreb în contextul în care ați spus că nu sunt respectate prevederile contractului, ne sunt livrate doar 70% din necesar. În acest contract există careva măsuri, sancțiuni pentru nerespectarea acestor măsuri? Da, conform contractului există prevederi despre care ați menționat dumneavoastră și echipa de juriști a Agenției Proprietății Publice analizează aceste prevederi și vom avea o opinie, cred că, deja săptămâna viitoare. Și se poartă discuții cu Gazprom, răspund ei, asta ne interesează, dacă există un dialog? Există dialogul, la moment este între Moldova Gaz și Gazprom. Noi am avut acel dialog la sfârșitul lunii august. Am menționat mai sus că Moldova Gaz a solicitat onorarea contractului și rezervarea zilnice a capacităților suplimentare. Deja vedem, cred că luni, dacă lucrurile se schimbă și imediat ce vor fi informații, o să le transmitem în spațiu public. Ați declarat că prețul, cumpărăm gaz, de fapt, cu 40% mai ieftin decât până acum. Pentru consumatorii casnici, tariful va rămâne la fel sau ar putea fi micșorat? Pentru consumatorii casnici, tariful rămâne cel stabilit, ținând cont că, dacă să facem un calcul simplu, prețul de achiziție a gazului pentru luna septembrie a fost 1.882 de dolari. Un mic calcul arată că tariful trebuia să fie de aproximativ 40 de lei. Respectiv, s-a stabilit un tarif mediu ca să fie suficient pentru achitarea consumului curent. Deci tariful rămâne așa. Dacă costul gazului va scădea mai mult decât ceea ce am anunțat acum, atunci atât ANRE-ul cât și Moldova Gaz va trebui să vadă dacă se fac solicitări de a reduce tariful și pentru cetățeni. Și dacă puteți să ne spuneți cu la ce preț cumpărăm acum energie electrică, pentru că am înțeles că s-a scumpit comparativ cu luna septembrie. Am spus, prețul mediu ponderat este, ca să nu greșesc încă o dată, 68,9. Prețul mediu ponderat pentru luna septembrie a fost 66 și un pic. Francesca Gândea, ProTV. La modul practic, în momentul acesta, dacă nu avem în rețea cele 30% pentru a face livrări, de unde le luăm, la ce preț și cum ne afectează asta? Pentru, cel puțin pentru primele două săptămâni a lunii octombrie, aceste cantități sunt suficiente pentru Republica, pentru Malul Drept, din motiv că consumul în luna octombrie crește în a doua jumătate a lunii octombrie, atunci când timpul afară se recește. De asemenea, vedem că în luna septembrie consumul de gaz generalizat pentru țară a scăzut cu aproximativ 28%. Respectiv, vom vedea după prima săptămână din octombrie cu cât va scade consumul, ori aceste cifre de 80 de milioane de metri cub pe luna octombrie au fost calculate în funcție de consumul care a fost în anii precedenți. Ținând cont că noi facem măsuri acum ca să scădem consumul de gaz în perioada aceasta, deci vom vedea pe parcursul săptămânilor dacă această cantitate este suficientă. În caz că Gazprom totuși nu va oferi cele 30% de gaze conform contractului, am menționat că Energocom deja are stocate și angajate 53,5 milioane metri cubi de gaz, care ar putea fi folosite pentru a acoperi consumul care va fi necesar. Ne-ați spus că veți cumpăra gaz și îl veți stoca în Ucraina. De ce în Ucraina și dacă nu este riscant acest lucru? Deci am spus că vom stoca în Ucraina și România, din simplu motiv că stocurile sau capacitățile de stocare în România au anumite limitări tehnice și este nevoie să facem această diversificare a stocului. Nu vedem careva riscuri pentru stocul de gaz în Ucraina, ținând cont că
Depozitele de stocare în Ucraina se află în zona de vest a Ucrainei, aproape de hotarul cu Polonia, în Lviv. Și însuși construcția acestor depozite este la o adâncime destul de mare și nu există riscuri. Suplimentar, trebuie să spunem că depozitele din Ucraina sunt folosite și de multe alte țări europene în această perioadă. Respectiv, pentru cantitățile noastre nu evaluăm un risc ridicat de a le pierde. Ceea ce ține de energie electrică, de ce companiile din Ucraina au semnat contract doar pe 2 săptămâni și ce facem după? S-a semnat un contract pe 2 săptămâni pentru, din cauza situației sau din cauza războiului. Ori vedem că în ultimele săptămâni Federația Rusă a atacat mai multe stații de producere a energiei electrice, respectiv trebuie să Ucraina și noi trebuie să ne asigurăm că aceste volume de electricitate pot fi produse de Ucraina. Deci după sau până la data de 15 octombrie se va face această evaluare și se va decide cum continuăm mai departe. Suplimentar vă anunț că ieri Moldova Electrica a semnat un contract de livrare de urgență a energiei electrice cu Transelectrica, compania din România. Deci la etapa actuală deja sunt semnate contracte de avarie sau de urgență referitor la livrările de energie electrică și cu Ucraina și cu România. Bună ziua, Mihaela Ursu, TVR Moldova. Să ne spuneți dacă este adevărat că noul contract Republica Moldova și-a asumat să plătească gazul pentru regiunea transnistreană. Dacă nu este așa, să ne spuneți dacă există o prevedere în care este precizat cum cei din stânga Nistrului achită. În ce condiții? Deci, contractul referitor la livrarea gazului în stânga Nistrului are aceleași prevederi încă din 2006. Nu este nici o modificare. Am văzut acele speculații în spațiu public. Eu regret că unii care își pun titlul de expert duc în eroare opinia publică. Toată lumea știe că datoriile malului stâng nu au fost recunoscute și nu vor fi recunoscute ca datorii ale Republicii Moldova. Suplimentar, este o decizie a unui arbitraj din Statele Unite care confirmă suplimentar că aceste datorii nu pot fi catalogate ca datorii ale Republicii Moldova. Deci ele sunt datorii ale Tiraspol Transgaz față de Moldova Gaz. Deja la nivel comercial trebuie să se clarifice. Am înțeles. Și dacă se discută cu Bucureștiul în vederea semnării unui contract pe termen lung pentru livrările de gaz, cât de reală este această ipoteză și ce spune Bucureștiul? Eu am spus de mai multe ori, noi ne-am arătat interesul, mingea este în partea României. Noi suntem de acord să semnăm un contract cât mai repede posibil. Înțelegem că și colegilor din România au anumite provocări cu livrările de gaze pentru această iarnă, însă noi suntem optimiști, ținând cont că s-au început anumite proiecte de exploatare suplimentare a rezervelor de gaz din România și respectiv cred că este foarte realist ca în următorii ani să avem un contract pe termen lung cu România. Mulțumesc! Eduard Maciar, Politic Media. Domnul Spânu, vreau să vă întreb, ați vorbit despre faptul că tranzitul prin Ucraina a fost micșorat. Vreau să vă întreb dacă în condițiile în care noi am putea avea această insuficiență de 30% și pentru luna noiembrie, decembrie, nu vă gândiți care ar fi rutele alternative pentru redirecționarea volumelor suplimentare necesare de gaz? Noi regretăm faptul că Gazprom nu și-a îndeplinit obligațiunea de a face aceste rezervări. La moment nu există limitări tehnice de a face aceste rezervări. În continuare, am spus și în cadrul discursului inițial că aceste rezervări pot fi făcute în fiecare zi, zilnic, și să acopere volumul. Respectiv, este doar decizia Gazpromului de a o face. V-am întrebat și data trecută, creditul acesta BERT poate fi utilizat, spre exemplu, la procurarea gazului LNG. Acum acesta este mai ieftin pe bursă, deci în jur de $300 1000 de metri cub de gaz. Și vreau să vă întreb dacă cumva coparticipă Republica Moldova, guvernul, la acest interconector care va fi dat în exploatare chiar astăzi.
noi am putea lua gaz de acolo la un preț eventual mai mic. Eu vă rog foarte mult să nu duceți în eroare opinia publică. Nu există gaz de 300 de dolari pe piață la etapa actuală. Ce spuneți dumneavoastră, vă referiți la prețul probabil la producere în Statele Unite sau de unde este adus. Gazul pe orice bursă din spațiul european poate fi verificat, chiar și același LNG. Respectiv, imediat ce pe burse vom putea cumpăra gaz mai ieftin, noi suntem gata să-l cumpărăm. Sunt mai multe opțiuni, inclusiv mă refer la gaz de tip LNG, acel interconector care l-ați menționat, sau mai la nord, din Polonia putem să aducem, sau chiar și din România, dacă va fi suficient. Deci opțiuni de a cumpăra la nivel tehnic sunt mai multe. Contează să găsim cel mai bun preț. La moment, cel mai bun preț pe care îl avem este acel care este în contractul Moldova Gaz cu Gazprom. Ивона Ветрашко, Акцент ТВ. На протяжении последних месяцев вы заверяли, что в связи с изменением формулы закупочной цены снизится тариф для конечного потребителя. Однако глава Молдовагаз Вадим Чиван утверждает, что с 1 октября тариф в размере почти 30 леев никак не снизится. И чего нам в конце концов ждать? Снизится или нет? В первую очередь, и dumneavoastră, ținând cont pentru cine lucrați, e important să nu duceți în eroare opinia publică. Eu am spus că costul de achiziție a gazului va scădea, nu tariful. Și încă o dată vă repet. Tariful pentru luna septembrie și dacă cumpărăm și tariful pentru luna august, trebuia să fie aproape de 40 de lei. Tariful a fost menținut la 22 de lei și acum va fi 29. Deci niciodată eu nu am spus că tariful va scădea sau va crește în funcție de prețul de achiziție sau schimbarea formulei. Și vă rog să nu faceți aceste declarații mincinoase. И последний вопрос. Накануне в публичном пространстве появились новые публикации о ваших незадекларированных счетах, на этот раз около 20 миллионов. И Ланшор обещает на следующей неделе делать новое разоблачение. Как вы это прокомментируете? În primul rând, iarăși duceți în eroare opinia publică, spunând că nu sunt declarate. Toate averile mele sunt declarate în declarația de avere și interes. Absolut toate și asta am făcut permanent. Eu rog toți reprezentanții mass media să nu mai distribuie minciuni de la tot felul de hoți și fugari din țară. Nu am niciodată, nu am avut aceste sume de bani și nu am avut aceste conturi la care face referință acest personaj. Mai mult decât atât. Din câte văd, s-au adunat toți acești băieți șmecheri și în ultima perioadă infectează spațiul public cu mai multe minciuni. Eu cred că cetățenii noștri sunt suficient de maturi și înțeleg exact să facă diferența dintre minciună și adevăr. Dacă vreți să verificați averile și interesele mele, vă rog să accesați declarația de avere, care este publică și veți vedea tot ce am și dețin. Mulțumesc! Mai o întrebare. Dacă Gazprom a precizat din ce cauză au redus livrările? Au făcut referință la o problemă tehnică, dar noi considerăm că nu este argumentată. Da, dumneavoastră, din ce cauză credeți că a fost redus? Incertitudinea în care operează Gazprom în această perioadă este foarte mare. Așa doar ca exemplu, ieri s-a primit confirmarea abia după ora 8. De asta și am informat atât de târziu opinia publică și am decis să avem această conferință dimineață. Noi credem că nu este un comportament normal. Adică noi contăm pe o relație de bună credință, corectă, pentru că până la urmă vorbim de viața și sănătatea oamenilor. Și eu cred că colegii de la Gazprom ar trebui să înțeleagă acest lucru. Mersi. Cum credeți, cât ar putea să se mențină acest tarif de aproximativ 30 de lei pentru a recupera aceste devieri de la Moldova Gaz? Cât ar putea dura acest tarif? Ei spun că au devieri din jur de 4 miliarde de lei. Nu are legătură tariful cu devieri. Este adevărat că o anumită parte din devieri sunt incluse în tarif, dar cea mai mare parte a tarifului o formează prețul de achiziție a gazului. Și eu vă rog să faceți acest calcul. 1028 de dolari, dacă o să mulțiți
la cursul valutar, o să vedeți că deja este peste 20 de lei. Suplimentar sunt costuri de transport, de furnizare, de distribuție, TVA, care ridică tariful mai sus. Deci dacă vom vedea că prețul pe bursele internaționale scade, și din fericire am văzut că acest lucru s-a întâmplat pe parcursul lunii septembrie, atunci că, evident, odată cu scăderea prețului de achiziție, ar apărea și oportunitatea pentru reducerea tarifului. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult și să aveți un sfârșit de săptămână bun și împreună, încă o dată spun, vom trece cu bine de această iarnă. Dar să nu uităm că este extrem de important toți împreună să economisim cât mai mult posibil toate resursele energetice la care avem acces. Mulțumesc și o zi bună în continuare!